Și în timp ce Tarum și-a anulat cursele spre și dinspre Israel, bună ziua! Bună ziua! O mică corecție aș vrea să fac. Nu suntem operatori, suntem broker de aviație, adică noi intermediem practic zborurile între persoane și operatorii de avioane. E foarte bine că ați făcut această precizare. Noi, cunoscând mai puțin domeniul, vom face această rectificare. Bun, vreau să vă întreb, domnule Călugăru, ce ați făcut dumneavoastră mult concret? Înțeleg că ați adus deja persoane din Tel Aviv. Păstrați legătura cu oameni din Haifa care ar dori să ajungă în România și chiar încercați și o legătură cu cei din fâșia Gaza. În momentul de față, da, avem deja persoane aduse în România cu zboruri private. Atenție, zboruri private însemnând private jet pe care, la rândul nostru, l-am închiriat de la operatorul respectiv. L-am pus la dispoziția clienților noștri, am reușit să aducem în România deja persoane, însă pe parcursul zilei de astăzi au venit mai multe solicitări, nu doar din Haifa, mai avem și de noastră căruia, deasupra căruia încă se există spațiu aerian deschis. Sunt opțiuni pe Aman, în Iordania, adică oamenii s-au organizat și au mers cu autocarul până acolo și au decolat de pe Aman. Și încercăm să-i ajutăm pe cei care sunt cu probleme de genul acesta, unde este frică efectiv și să părăsească domiciliu, să ajungă cât mai aproape, cât mai repede la un aeroport, dacă se poate. Dar aviația militară israeliană a cam închis celelalte aeroporturi, există notamuri de închiderea zborurilor și pe Haifa și pe alte aeroporturi din Israel. Iar legat de ce spuneați dumneavoastră cu fâșia Gaza, în momentul de față, după cum bine știți și ați văzut și dumneavoastră în declarațiile oficiale la nivel mai mare, SUA, Egiptul și Israelul lucrează pentru un coridor de evacuare a refugiaților din fâșia Gaza, ceea ce, din punctul meu de vedere, în momentul de față, nefiind expert în geopolitică, e puțin fezabil, poate mă înșel. Da, mulțumesc foarte mult, Ionuț Călugăru a fost în legătură telefonică.